Bună ziua tuturor, mă numesc Liviu Marian Chiriță, am 50 de ani, curând 51, în noiembrie, și am terminat pe 29 septembrie post doar cu apă, post negru cu apă, de 40 de zile. Vreau să vă împărtășesc din experiența mea și să vă dau câteva sfaturi dacă vreți să urmați această cale. Deci, nu știam nimic despre acest post înainte să merg în tabăra de post pe care organizează Cezare Lisei la Mănăstirea Neamț în prezent. Deci, în perioada 20-30 august am fost într-o tabără de post de 7 zile plus 3 zile de revenire din post cu apă împreună cu soția mea. Meritul este al ei, 100%, pentru că ea s-a documentat, a citit cărțile lui Cezar, s-a documentat pe internet cu filmulețele făcute de Cezar și de cei care au făcut testimoniale, cum fac și eu acum, în urma postului ținut de ei și ce efecte au avut. La început am fost circumspect, am considerat că este o altă găselniță inventată în rezolvarea problemelor de sănătate. Atâtea au fost de-a lungul timpului și s-a dovedit că niciuna n-a fost viabilă și au fost doar pierdere de vreme. Chiar am fost un pic iritat că soția a insistat foarte mult să mergem în această tabără. Ea și-a dorit foarte mult, așa că am însoțit-o fără să am tragere de inimă. Nu credeam că pot să eu personal să nu mănânc nici măcar o zi și să pot să muncesc fizic și intelectual. După 3 sau 7 zile mi se părea de neînchipuit. M-am gândit că fiind Mănăstirea Neamț, aproape de Târgu Neamț, pot să mă duc până la Târgu Neamț să cumpăr ceva de mâncare când mi-a fi foame și că nu o să mai pot să țin acest post cu apă, care mi se părea neverosimil la momentul respectiv. Dar mergând acolo și văzând 90 de persoane pregătite să țină acest post și mulți care au mai venit o dată, de două ori, a treia oară, câteva persoane erau a treia oară acolo și am văzut că se poate, că au ținut de diverse vârste, cu diferite afecțiuni. Atunci am hotărât să continui să țin. Eu am făcut și o pregătire înainte la recomandarea soției ca să elimin o parte din toxinele din organism. Ca să nu te simți rău în acest post, e bine să faci o curățare. Este o procedură, se numește Andreas Moritz, vă puteți documenta pe internet despre ea, în ce constă. Am făcut înainte să ajungem în post, în tabăra de post, și astfel încât eu m-am simțit foarte bine. După cele 3-4 zile inițiale, când corpul consumă rezervele pe care le are în sistemul digestiv, începe să consume din grăsimile rezervele corporale, dar la un mod foarte inteligent, în care mai întâi se consumă grăsimile de pe organe, cele mai nocive și cele care fac foarte mult rău organelor noastre interne, și după aceea grăsimea exterioară, cea care ține de aspect și care este mai vizibilă. Eu în această perioadă de 40 de zile de post doar cu apă am slăbit 24 de kilograme, deci la 1,83 m cât am eu, aveam 112 kilograme și am scăzut la 88 de kilograme, ieri m-am cântărit. Ce să vă mai spun, este un cadru organizat în care, fiind cu grupul, cu echipa, se fac foarte multe activități care te fac să nu te gândești la mâncare și să nu te mai ai preocuparea mesei pe parcursul zilei, făcând cu totul altceva. La mine totul a mers bine, am avut doar câteva amețeli și câteva slăbiciuni așa corporale când și când, n-au ținut mai mult de jumătate de oră pe zi și mi-am revenit. În continuare mă simt foarte, foarte bine. Sunt în perioada de revenire după postul de 40 de zile, deci reiau alimentația treptat ca să nu provoc șocuri organismului. Este un... Este un post validat, deși eu nu aveam informații despre el. Este ceva ce a fost foarte bine studiat de zeci de ani. E ceva cunoscut și în Statele Unite și în Germania, dar în special în Rusia, care este atât de blamată în zilele astea. Totuși, specialiștilor au studiat zeci de ani acest tip de post și au făcut o mulțime de analize pe pacienții care țineau post să vadă cum stau cu parametrii fiziologici, dacă se întâmplă ceva schimbări nedorite, și nici pe departe nu se întâmplă așa ceva.
Pentru că, de fapt, acest post este o adaptare a corpului uman, este ceea ce ne-a lăsat Creatorul în corpul nostru, Bunul Dumnezeu, ca să rezistăm în perioadele grele, când alimentele nu sunt disponibile și, în același timp, partea cea mai frumoasă este că te și vindeci de foarte multe afecțiuni și boli și neplăceri. Pentru că corpul are, de fapt, nevoie de o pauză, are nevoie de un repaus, se poate ocupa de problemele pe care are. Dacă noi îl hrănim prea mult, peste un anumit nivel, cum facem majoritatea dintre noi, pentru că alimentele sunt multe, sunt disponibile. Eu, de exemplu, sunt gurman și mănânc foarte mult, clar peste nivelul de care ar avea nevoie corpul meu. Chiar aveam o discuție cu soția la un moment dat în care spuneam că nu mai pot să continui să mănânc în modul în care mănânc până acum, chiar dacă îmi plac alimentele, simt că mă vor îmbolnăvi curând, va trebui să apară vreo afecțiune ceva, pentru că nu mă simțeam bine. Îmi doream foarte mult să mănânc, să merg la masă, dar după mă simțeam foarte obosit, lipsit de energie, foarte multă somnolență, aș fi dormit ore în șir. Nu mă simțeam bine, nu eram în regulă cu ceea ce se întâmpla cu mine și simțeam efectiv că de la alimentație este, nu de la altceva. Și că trebuia să fac o schimbare. Și mulțumesc soției că a avut această inițiativă, mulțumesc lui Cezar Elisei că a studiat această terapie și ne-a adus aceste informații și că organizează aceste tabere unde, într-adevăr, ești foarte bine informat despre ceea ce se întâmplă cu corpul tău. Există medic cu care te poți consulta pentru a discuta diferitele afecțiuni pe care le ai și dacă în ce măsură ajută acest post și câte zile trebuie să ții ca să rezolvi anumite probleme de sănătate. De asemenea, există un psiholog care te ajută să treci peste barierele mentale pe care le avem, că nu putem să ținem post doar cu apă, fără mâncare, nu poți să stai o săptămână fără să mănânci, pentru că așa am trăit, așa ne-au învățat părinții că trebuie să mâncăm, trebuie să terminăm tot din farfurie, să nu răbdăm de foame, ca să putem să fim sănătoși și activi și așa mai departe. Lucru care este clar fals, am descoperit aici că nu ai nevoie de atâtea lucruri. În plus, supraîncarci organismul și de aceea apar și tot felul de afecțiuni. Este o experiență extraordinară, o recomand tuturor. Îi mulțumesc lui Cezar Elisei pentru această inițiativă pe care o are și tuturor echipei, întregii sale echipe care se ocupă de acest post terapeutic, de taberele de post. Deci pe lângă ce v-am spus, mai există și, deci pe lângă medic și psiholog, există și un preot care poate să vă spovedească, să fie ca și duhovnicul dumneavoastră, dacă nu aveți deja unul, cum am eu. Eu n-am avut nevoie de preot acolo. Există o întreagă echipă de asistenți medicali care vă oferă o mulțime de proceduri incluse în pachetul ăsta de tabără de post. Masaj reflexoterapeutic, masaj visceral pentru a stimula grăsimea din zona organelor să se elimine, să se consume de către organism pe perioada postului cu apă. Masaj limfatic ca să stimuleze sistemul limfatic să elimine toxinele, să le extragă din corp și să le elimine prin căile naturale. Mișcare, gimnastică în fiecare zi, mergi 6 km pe jos în fiecare zi pentru că nu stai în pat ținând post cu apă, ci trebuie să stimulezi organismul să elimine toxinele, pentru că altfel te vei simți rău. Ce să vă mai spun? Este ceva ce nu mi-aș fi putut închipui. Eram, cum v-am spus, circumspect în faza inițială. Acum sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut. Am putut să muncesc. În ultimele zile, ziua 38 și 39, am avut de depus o ofertă foarte complexă. Eu lucrez în IT și am avut foarte mult de lucru. Am fost mult mai detașat, sunt efecte psihologice incredibile, deci mult mai detașat și mult mai optimist în faptul că voi putea termina oferta, deși cum s-a arătat nu părea că se va termina bine și nici că voi reuși la timp. Așa cum se întâmplă de fiecare dată la timpurile astea de oferte, de licitații. Dar de data asta am fost mult mai relaxat, mult mai stăpân pe mine și lucrurile au ieșit bine, așa cum de fapt simțeam că se întâmplă. Deci sunt foarte bine, am rezolvat o problemă cu alergia care s-a diminuat aproape complet, apnea că sfuream în somn și foarte tare, pierdeam respirația, soția era foarte speriată, avea senzația că o să mor în somn dacă nu fac ceva. Acum s-a dus complet sfărăitul. Am o mică problemă cu acidul uric pe care o aveam și înainte și care trebuie să o rezolv continuând postul. Am de gând să continui postul săptămânal, deci miercurea și vinerea să țin post doar cu apă, eventual și luni la un moment dat și să țin la un moment dat și post
uscat, adică fără apă, o zi pe săptămână o să încerc, după aia 3 zile și după aceea o săptămână. Dar după 40 zile de post, pot spune cu mâna pe inimă că mă simt foarte bine, am energia pe care aveam în copilărie, am energie inclusiv seara la sfârșitul zilei, deci nu mai simt oboseală, nu mai simt extenuare, totul este extraordinar. Vă recomand cu căldură să încercați postul acesta terapeutic, este totul construit în corpul nostru, nu e nicio invenție, nu e nimic nou, numai că am uitat noi de el. Sunt mecanismele pe care le are corpul uman, dar pe care noi nu le-am activat și care au niște efecte extraordinare. Deci, cu toată căldura vă recomand postul terapeutic și tabăra de post și de pocăință pe care o oferă Cezar. Există și latura spirituală, de pe care nu v-am spus, fiind la Mănăstirea Neamț, tot organizat. Se merge zilnic la slujbe, este în program. Cine vrea, bineînțeles, dar eu am mers la toate slujbele și la Sfânta Liturghie și la Vecernie în fiecare zi, la Sfântul Maslu de asemenea și la praznice. Noi am prins o sărbătoare acolo și am mers și la slujba de praznic. Deci, da, este o experiență completă, deci fizică, mentală, psihologică, spirituală și da, am slăbit 24 de kilograme, cum am spus, sunt foarte mulțumit de ceea ce am făcut. O să continui să-mi îmbunătățesc viața, să-mi găsesc surse de alimente sănătoase, să-mi schimb radical cantitățile de alimente pe care le voi mânca, pentru că nu am nevoie de atâta mâncare. Clar, am fost educați un pic greșit, nu avem nevoie de atât de mult zahăr, nici de atât de multă sare, nici de atât de multe alimente, nici de atât de multe feluri de mâncare și deserturi. Deci totul cu multă cumpătare. Da, nu vă mai rețin, vă mulțumesc că m-ați ascultat, este o experiență extraordinară, o recomand tuturor cu căldură. Numai să vedeți că puteți să faceți lucruri extraordinare pe care nu vi le puteați imagina înainte, iar sănătatea se va îmbunătăți cu siguranță, indiferent de ceea ce suferiți în prezent. Deci încercați, pentru că eu am încercat pe propria mea sănătate, pe propriul meu corp și efectele sunt neașteptate bune. Vă doresc tuturor o zi bună în continuare!